Suntem în cartea Coloseni. Astăzi o să studiem versetele 15-17 din capitolul 3. Noi, creștinii, suntem un soi de oameni interesanți. Pe lângă faptul că arătăm bine astăzi, că e duminică, noi trăim în două lumi. Dacă vreți, plastic, avem capul în nori și trupul pe pământ, printre alți oameni. Altfel spus, am văzut lumea perfectă, dar trăim printre oameni imperfecți. Mai mult decât atât, aparținem unei comunități, unei instituții, Biserica, care la rândul ei este la intersecția lumilor. Biserica este adunarea credincioșilor. Uitați-vă ce frumoși suntem. Dar nu suntem doar oameni. Pentru că în paralel cu această întâlnire a noastră e posibil să fie alte adunări, care nu sunt biserica. Noi suntem oameni, însă în noi este Hristos central. Și ce frumos că astăzi la închinare am vorbit despre supremația lui Isus peste toate lucrurile și în biserică. Biserica este o intersecție dintre lumea de aici și lumea de dincolo. E vremea concediilor. Imaginează-ți că ești cu familia la munte. Mie îmi place foarte mult Muntele. Cred că Muntele, sigur, este creat de Dumnezeu. Nu știu ce să zic despre mare. Mă mai gândesc. Și escaladez, urc cât îmi dă voie sănătatea pe o stâncă. Și știți cum e la Munte? Dintr-o dată se întunecă și începe acea ploaie abundentă cu precipitații, tunete și fulgere. Și tot ce trebuie să fac, să facem, dacă suntem mai mulți, este să alergăm la primul adăpost. Și să stăm acolo până când va trece intemperia aceasta. Biserica este adăpostul nostru în timp ce suntem în această lume imperfectă. În Coloseni, apostolul Pavel scrie acestei biserici care avea de înfruntat multe pericole. Era filozofia greacă care a făcut ravagi între primii creștini. Era legalismul iudai care spunea că pentru a fi creștin trebuie să ții toată legea, să respezi cu strictețe tot regulamentul lui Moise. Și erau datini umane sau principii începătoare, mituri fundamentale ale vieții. Și în fața acestei, acestui număr mare de pericole. Astăzi apostolul Pavel ne spune și nouă ca și colosenilor că trebuie să stăm la adăpost. Și adăpostul este biserica. Biserica este locul care te protejează de tot ceea ce este pericol în jurul tău. Știu că unii dintre voi părinții vă gândiți cu oarece nedumerire și Întristare la mediul în care copiii voștri vor crește. Și de înțeles acest lucru. Ne întrebăm cum va arăta lumea atunci când copiii noștri vor fi părinți, vor avea copii la rândul lor. Cum va arăta biserica noastră peste 50 de ani? Care sunt provocările pe care generațiile ce vin de aici încolo trebuie să le aibă de înfruntat? Suntem asaltați de umanismul secular. Și am mai spus asta, dar cu riscul de a fi poate neînțeles sau uh, crezut că sunt un pic cu capul în, uh, nu în nor, ci în urmă, eu nu cred că un creștin trebuie să-și descopere cea mai bună versiune a lui. Vorbesc despre mine. Cea mai bună versiune a mea este proastă. Nu pot să mă reinventez sau nu pot să fac din mine cel mai bun dorin, pentru că cel mai bun dorin este un păcătos. Și acesta ar fi doar un exemplu al ideologiei care ne spune că noi trebuie să investim în noi, să ne facem pe noi mai buni și plecând de la noi schimbarea să se perpetueze și să generăm o lume mai bună în care țânțare să nu moară, șoarece să fie protejați, clima să fie, știți voi mai departe, ping pinguinii de la Polul Nord să trăiască mult și să ne îngroape pe noi, În fața acestei avalanșe de ideologii, vești de război, de puciuri neterminate, de nesiguranță, Dumnezeu ne-a lăsat un adăpost care este biserica. Puteți să spuneți la mine. Biserica este adăpostul pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție până când lumea aceasta se va fi sfârșit și când noi vom ajunge într-o lume perfectă. Hai să citim cuvintele acestea din Colosin, capitolul 3, versetele 15 până la 17. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu cântări de laudă, cu psalmi, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Duminica trecută Dumnezeu ne-a vorbit prin Eugen despre faptul că trebuie să ne dezbrăcăm de acea haină noroioasă care înseamnă trecutul, pofta, curvia, lăcomia, minciuna și toate celelalte rele și să ne îmbrăcăm în haina cea nouă, haina cea nouă care înseamnă virtuțile creștinului. Pavel continuă spunând că odată ce am văzut lucrurile de sus, ce ne gândim la perspectiva aceasta a lucrurilor frumoase, a existenței unui Dumnezeu care a biruit lumea, pe Iisus Hristos care stă la dreapta Tatălui, cu această mentalitate trebuie să trăim între noi. Așadar, vă invit astăzi să aveți capul în nori, să fiți uimiți de ceea ce este Dumnezeu și de cum este El. Vă invit astăzi să vă gândiți la lucrurile de sus unde Hristos de la dreapta lui Dumnezeu. Și cu această mentalitate, cu această perspectivă de ansamblu, cu această frumusețe în minte, să ne gândim cum să trăim în biserică. Dar, pentru ca trupului lui Hristos, care este biserica, să-i fie protecție, omul regenerat, adică cel care și-a schimbat haina, într-o atitudine de gratitudine, trebuie să aibă mintea plină de pace inima saturată de cuvânt, iar scopul ultim să fie glorificarea lui Isus Hristos. Trupul lui Hristos, biserica, îți este protecție. Dacă ne uităm încă o dată la textul pe care l-am citit, am pus în culoare diferită câteva bucăți de text. Să deți chemați să alcătuiți un singur trup în inimile voastre, în voi, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, viața de creștin nu se trăiește solo. Am avut un coleg în liceu care mi-a spus: Eu sunt creștin și îmi trăiesc viața singur. Și am încercat să-l conving, fără să reușesc, că nu există creștin care să trăiască despărțit de biserică. Creștinul Trebuie să fie ancorat în biserică. Nu există om care să fie a lui Hristos și să stea de unul singur. Noi suntem chemați să alcătuim un singur trup. Știu că unii dintre noi poate găsim motive să spunem: Biserica sună bine, însă odată ce ajungi să cunoști oamenii din Biserică, Îți schimbi percepția. E posibil să aveți dreptate. Însă gândește-te că s-ar putea ca problema să fii chiar tu. S-ar putea ca prezența ta în biserică să-i facă pe alții să spună la rândul lor că dacă n-ai fi tu, biserica ar fi mai curată, mai frumoasă. Da, suntem imperfecți. Eu am slăbiciunile mele. Și uneori observ slăbiciunile voastre. Pericolul este să spun, Biserica nu este tocmai ceea ce trebuie. Cred că aș putea să mă descurc în viață și fără Biserică. Dar omul cel nou, omul regenerat, trebuie să găsească protecție de tot ceea ce este pericol în jur, în biserică, pentru că acesta este planul lui Dumnezeu. Asemenea, imaginii din Vechiul Testament, când Dumnezeu a umplut fața Pământului cu ape, și doar noi și familia sa care s-au refugiat în arcă, au putut să treacă peste acel moment atât de greu. Biserica este arca lui noi astăzi. Biserica este cea care te ține la suprafață și biserica este cea care rezistă oricărei presiuni și oricărei ideologii care va veni să o macine. Pentru că biserica este și a lui Hristos, El este capul slavului pentru asta. Însă nu putem să trăim în biserica în care Hristos ne-a pus fără. Are gândit la lucrurile de sus. De aceea textul pe care l-am citit astăzi este strâns legat de contextul capitolului 3. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, ne spune Pavel, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Biserica este formată din oameni care au experimentat moartea și învierea Domnului Isus. Și pentru că noi am înviat împreună cu Isus, trebuie să căutăm lucrurile de sus. Și cu această mentalitate, cu imaginea de sus, trebuie să facem Pământul să fie un loc diferit. Facem ca biserica să fie splendoare lui Dumnezeu, facem ca biserica să fie privită cu uimire chiar de îngeri, pentru că în ea este văzută în înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu. Biserica nu poate fi comparată cu nimic. Cu nicio grupare de oameni. Cu nicio instituție, pentru că biserica poartă chipul lui Hristos. Slavă lui pentru asta. El este capul. Dar, Ceea ce gândim contează. Ideile au consecințe. Ceea ce mintea noastră rumegă se transpune în fapte. E greșit așadar să schimbăm doar fapte, doar comportament, fără să schimbăm sursa gândirii noastre. Creștinul, pentru a se bucura de relații bune în biserică, pentru a fi protejat în biserică, trebuie să se gândească constant la lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Trebuie să îl vadă pe Iisus în viat, pe Hristos care a biruit. Spunem la ce te gândești ca să-ți ca să-ți spun cum vei trăi. Care sunt gândurile tale se vor vedea peste puțină vreme în felul în care acționezi. Dacă vrem să schimbăm acțiunile noastre, cel mai eficient mod este să schimbăm gândirea noastră și să punem în mintea noastră gânduri de sus. Dacă vrem ca biserica să aibă relații bune, trebuie să schimbăm modul în care noi gândim despre biserică și să recunoaștem că Isus este capul bisericii și El șade la dreapta Tatălui îmbrăcat cu putere. Psalmul 1 este o meditație din Vechiul Testament. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte ce face? Cugetă, se gândește. Vreau să fac o afirmație care s-ar putea să sune un pic ciudat, dar cred în ea, și anume că gândirea, gândirea este o activitate spirituală. Cugetarea este un lucru spiritual. La fel, poate de spiritual, cum este postul, rugăciunea, studiul biblic, părtășia și toate celelalte, gândirea. Mintea este ceva extrem de important, pentru că ce gândim, punem în practică. Sunt trei caracteristici pe care Pavel le spune corintenilor pentru a găsi protecție în trupul lui Hristos. Trei lucruri care trebuie să se întâmple în biserică între mădularele trupului lui Hristos ca biserica să fie protecție în fața ideologiilor. Primul dintre ele este pacea lui Hristos, al doilea este cuvântul lui Hristos și al treilea lucru orice să fie în numele lui Hristos. Și pe lângă toate aceste trei, atitudinea de mulțumire și recunoștință trebuie să ne însoțească. Hai să le luăm pe rând. Pacea lui Hristos, versul 15, să stăpânească în inimile voastre. Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. Nu știu câți dintre voi ați văzut piesa de teatru Cuibul de Viespi, care este o regizare după Gaițele lui Alexandru Chirițescu, când sunteți într-o formă bună și sunteți star spirituali și vreți să vă amuzați, uitați-vă la cuibul de viespi. Îl găsiți pe YouTube. Și veți vedea o descriere ironică, satirică a familiei nobile, interbelice și cum se relaționează oamenii unii la alții. Cât de des se înțeapă viespii din această piesă de teatru. Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. Dezbină și Cucerește este o, o vorbă veche, divide impera, care de fapt evidențiază că pentru a avea succes militar e bine să te uiți la grupările etnice din națiuni, să le divizezi pe preferințe cât mai mult și în acest fel vei putea să-i cucerești. Despre asta a scris și Machiavelli în despre arta războiului. Și asta au practicat împărații timpului, cei care au condus imperii, au mers cu acest principiu: divide și cucerește. Și în biserică avem o mie de motive să fim divizați și să fim cuceriți de cel rău. Însă, pacea lui Hristos, la care ați chem, fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească, să stăpânească. Cuvântul acesta are sensul de a conduce, de a guverna, ba chiar de a fi arbitru. Pacea lui Hristos să vă fie arbitru. Pentru cei care înțelegeți fotbalul mai bine decât mine, știți că recent s-a introdus varul și ce fericiți sunt microbiștii care, atunci când echipa lor favorită, trece bine, atunci când varul le dă dreptate. E o scenă cât de cât confuză, probabil un penalti, și arbitru de pe teren este confuz și trebuie să aștepte verdictul de la var vine verdictul la VAR, arbitru spune lovitură liberă pentru echipa X, echipa X se bucură, echipa Y plânge. Pentru că arbitru a decis și după ce s-a dat un verdict în privința acelui penalti, toată lumea trebuie să se supună. Pacea lui Hristos trebuie să fie arbitru. Ai un conflict cu cineva? Intră la arbitru. Ce spune arbitru despre acel conflict? Și arbitru este pacea. O să să că este, nu-i pacea oricui, ci este pacea lui Hristos. În Coloseni întâlnim cuvântul pace de câteva ori. Capitolul 1, versetul 2. Către sfinții și credincioșii care sunt în, în, Colose, har și pace de la Dumnezeu. Pace de la Dumnezeu. Pacea este această virtute care se raportează atât pe verticală la credincios, între credincios și Dumnezeu, cât și pe și pe orizontală între credincioși. Și cartea roman vorbește la rândul său mai amplu despre acest cuvânt. Capitolul 2 din Coloseni, capitolul 2, versetul 20. Iată ce spune Pavel aici despre Hristos care a făcut pace prin sângele crucii lui pace prin sângele crucii lui. Pe verticală, credinciosul este în relație de pace, pentru că versetul 21 spune că odinioară voi erați străini și vrășmași, dușmani prin gândurile voastre lui Dumnezeu. Oricine nu-L cunoaște pe Isus ca Domn, este dușman lui Dumnezeu. Da, în această dimineață, în acest grup de oameni, sunt doar două categorii de oameni. Sunt prieteni al lui Dumnezeu sau oameni împăcați prin Isus cu Dumnezeu și sunt dușmani ai lui Dumnezeu. Cei care nu îl recunosc pe Isus. Ai doar două opțiuni. Ești împăcat prin Hristos sau ești dușman al lui Hristos. Însă este și cealaltă dimensiune, pe orizontală, pace unii cu alții, concordie, armonie, înțelegere pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să-L cătuiți un singur trup să stăpânească să fie arbitru între voi. Sunt datini care ne pot diviza, sunt percepții care ne pot împărți în tabere, sunt ideologii care vin și care ne pot pune să nu fim de acord unii cu alții și tocmai de aceea pacea lui Hristos la care am fost chemați să stăpânească, să ne controleze, să guverneze, să fie arbitru în relațiile noastre. Pacea, dacă vreți, este liantul care leagă oamenii unul de celălalt și îi fac o entitate mai puternică. Gândiți-vă la lut și la paie. Dacă faci o casă doar din lut, nu este atât de rezistentă, dar dacă pui paie în lut și faci bolțari sau cum să o numi în. Diverse regiuni. Casa va fi mai rezistentă. gândiți vă la beton și la fier. Fierul beton, această combinație, face ca materialul să fie mai rezistent. Pacea este liantul care te leagă pe tine, de tine, de tine, de tine, de tine și pacea lui Hristos ne face un trup. Am fost chemat să, să fim un singur trup și pacea ne dă rezistență la tot ceea ce înseamnă erezii și pericole pe care le întâmpinăm. Așadar, protecție pentru datii omenești, pentru filozofii neopăgâne contemporane, pentru legalismul creștin sau de orice natură, toată protecția aceasta este în biserică și noi suntem responsabili să cultivăm pacea. Pacea unii cu alții. Să ne respectăm, să iertăm, să trecem cu vederea greșelile și să cultivăm pacea. Dacă scopul tău în biserică este să divizezi și să duci zvonuri, să duci bârfe și să împrăști impresii personale care să denigreze unitatea trupului Hristos, îți spun în numele Domnului că trebuie să îți vezi comportamentul, acel comportament care vine să fisureze unitatea trupului, vine de la cel rău, de la diavolul. E posibil ca tu să fii influențat de cel rău, producând fisuri în unitatea trupului Hristos. Un om care a văzut cerul, un om care se gândește la lucrurile de sus, este un om care lucrează la pace, la unitate între credincioși. Ai auzit ceva rău despre un frate? Du-te la el și vorbește. Bârfa este opusul rezolvării în termenul lui Hristos a unității din trup. Îmi place foarte mult rugăciunea lui Francis de Assisi, pe care cu siguranță o știți ce mai mulți, dar hai să ne rugăm cu această rugăciune. Doamne, fă din mine un instrument al păcii tale. Unde este ură, eu să aduc iubire. Unde este vină, eu să aduc iertare. Unde este dezbinare, eu să aduc unire. Unde e rătăcire, eu să aduc adevărul unde îndoială, eu să aduc credință. Unde e disperare, eu să aduc speranță. Unde e întuneric, eu să aduc lumină. Unde e suferință, eu să aduc bucurie. Doamne, ajută-mă ca mai curând eu să mângâi pe alții decât să fiu mângâiat. Ca să înțeleg pe alții decât să fiu înțeles. Ca eu să iubesc pe alții decât să fiu iubit. Căci atunci când mă uit pe mine însumi, Mă regăsesc. Când iert, găsesc iertare. Când mor pentru mine, atunci viez pentru viață de veci. Amin. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să stăpânească. Și continuă, Pavel, fiți recunoscători. Și fiți recunoscători. Această idee de mulțumire, de recunoaștere a paci, apare în toate cele trei versete pe care le-am citit. Fiți mulțumitori, fiți recunoscători. Când Biblia ne spune să cultivăm o relație de recunoștință, Biblia nu ne spune că trebuie să inventăm lucruri care nu există doar pentru a spune lucruri pozitive. A fi mulțumitor nu înseamnă o gândire pozitivă. A fi mulțumitor înseamnă să recunoști lucrurile bune care sunt în Biserică și să le rostești. Și putem începe cu. Faptul că avem aer condiționat, că avem scaune, nu sunt cele mai bine așezate la unghiul potrivit, dar avem scaune pe care stăm. Putem continua spunând că Dumnezeu ne-a dat această biserică în oraș, dar dincolo de aceste lucruri care țin doar de formă și sunt trecătoare. În Hristos am fost binecuvântați cu atâtea lucruri frumoase, am fost răscumpărați, sfințiți, umpluți cu Duhul Sfânt. Avem cuvântul, avem părtășie cu frații, avem conexiune cu Dumnezeu. Și fiți recunoscători, aparțineți bisericii și acest lucru nu este de la tine. Tu nu meriți, eu nu merit să aparțin bisericii. Fii recunoscător. Probabil că noi, românii, trebuie să ascultăm predici despre recunoștință și nu predici. Trebuie să practicăm recunoștința cu prisosință, ca să dezvoltăm un fel de a fi care să ne facă să fim recunoscători pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Îl mai țineți minte pe Robinson Crusoe, care a naufragiat și în cartea lui spune cam așa se plânge și în același timp găsește mulțumire. Se plânge. Sunt naufragiat pe o insulă pustie, fără speranța de a fi salvat. Însă se gândește el. Sunt în viață și nu m-am mânecat ca restul colegilor de navă. Se plânge apoi. Sunt singur și izolat de toată lumea, într-o stare nefericită. Apoi își aduce aminte de mulțumire. Sunt însă despărțit și de echipajul navei, ceea ce înseamnă că nu am murit, că dacă eram cu ei, eram mort. Dumnezeu, care în mod miraculos m-a salvat de la moarte, mă poate elibera și de această situație. Putem să găsim motive de mulțumire acolo unde suntem plini de nemulțumire. Și vă încurajez ca săptămâna viitoare să găsim motive de recunoștință că aparținem Bisericii lui Hristos. Sunt convins că o să fie plin WhatsApp-ul de cuvinte de apreciere. Mulțumesc că ești cu mine în grupă. Mulțumesc pentru rugăciunea ta. Mulțumesc că m-ai încurajat atunci când am avut nevoie. Mulțumesc că ești un exemplu pentru mine. Mulțumesc că împreună suntem parte a trupului Hristos. Fiți recunoscători. Doamne, ajută-ne pe toți la asta. Pentru că recunoștința ne păstrează speranța vie că Iisus lucrează. Atunci când ești nerecunoscător, când ești un cârtitor și când nu-ți plac o mie de lucruri, vreau să spun că ești un egoist. nu este o formă supremă a egoismului decât lipsa de recunoștință. Pentru că atunci când ai puterea să articulezi lucrurile bune care sunt în viața ta, tu de fapt îți calci eu în picioare. Și asta ne învață Hristos să facem. Fiți recunoscători. Pentru unii dintre noi care avem probleme cu lipsa de mulțumire, o sugestie săptămâna viitoare este să ne înregistrăm convorbirile în timpul zilei cu telefonul și seara să selectăm momentele alea. știți, dați skip la momentul respectiv și să ne măsurăm nivelul de mulțumire prin vorbele noastre. Și a doua zi să ne rugăm, Doamne, Tu știi că ieri, în loc să mulțumesc, am cârtit. În loc să încurajez, am bârfit. Ajută-mă ca astăzi să înlocuiesc acel moment când mă voi întâlni cu persoana aceea cu recunoștință. Pacea lui Hristos, primul element, să stăpânească. Și tare mă rog ca pacea lui Hristos să stăpânească peste Biserica Emanuel. Și toți să lucrăm la unitatea trupului, pentru că am fost chemați să alcătuim un singur trup, nu două. O singură biserică, nu două. Biserica Emanuel este o singură biserică, nu două biserici, nici trei. În al doilea rând, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. A doua trăsătură, ca biserica să fie protecție în lumea aceasta periculoasă, este ca atunci când te tai la vene, să curgă Cuvântul lui Hristos în loc de sânge. Vă rog, nu faceți asta. A fost doar o figură de stil. Cuvântul să fie atât de mult în mintea noastră încât, când deschidem gura involuntar, să iasă Cuvântul lui Hristos. Cuvântul să locuiască, cuvântul a locui înseamnă să aibă casă. Cuvântul lui Hristos să aibă casă în voi. Cuvântul lui Hristos să fie la el acasă. Știți când avem musafiri, cred că ce mai mult spunem, simte-te ca acasă la tine. Oare chiar vrem asta? Păi s-ar putea acasă omul să ia șosetele să le arunce așa pe clanța ușii, să-și lase cămașa în cuier la baie și așa mai departe. Simte la tine acasă, dar respectă regulile casei și fi politicos. Însă, Cuvântul lui Hristos chiar vrea să locuiască la noi acasă. Adică în toată splendoarea Lui, în toată frumusețea Lui, în tot felul Lui de a se comporta, în felul de a dezvolta tip tipare de gândire, Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Cuvântul ne dă înțelepciune. Cartea Proverbele este o carte... Care ne face proști. Știți că Isus ne spune că oricine spune fratele său prost trebuie să fie judecat, dar anumite traduceri ale cărții Proverbe spune: Veniți proștilor și învățați. Sunt două tipuri de prost. Este prostul cognitiv, intelectual, cel pe care nu-l duce mintea și nu trebuie să-l jignim pentru asta, și este prostul sau ignorantul moral. Noi suntem proști, adică ignoranți. Nu știm multe lucruri. Nu avem înțelepciune în mod natural. Suntem naivi, dacă vreți cuvântul să locuiască din belșug în noi ca să nu mai fim proști, ca să fim înțelepți, ca să nu mai fim naivi din punct de vedere al înțelepciunii. Și sunt două lucruri pe care trebuie să le facem. Învățați-vă, este partea pozitivă, învățați cuvântul. Și fiți creativi aici. Mi-e teamă că avem de-a face cu un pericol din interior de data aceasta care se cheamă analfabetism biblic. Adică să avem de-a face cu oameni care sunt în biserică de mulți ani și care nu cunosc Biblia. Și pot fi multe cauze. Un exercițiu simplu este, haideți repede să deschidem Biblia la Cartea Ioan, capitolul 2. Și să vedem cât timp ne ia până când vom găsi. Dacă ești de puțin timp la biserică, te înțelegem și te ajutăm. Dar dacă ești de multă vreme la biserică și cauți Cartea Ioan, în Vechiul Testament, te invităm la o ședință. Sau la un grup mic unde se studiază Biblia. Dar dacă ești pus în fața unor situații ale vieții și cuvântul spune clar că nu trebuie să faci anumite lucruri și tu, creștinul, iei trei zile de poș și rugăciune. Doamne, am primit oferta din partea șefului să cresc în grad la serviciu. Dar mi-a zis că trebuie să dau o șpagă de 5.000 de euro. Uite, iau trei zile de post și rugăciune, invit toată grupa să se roage împreună cu mine. Asta înseamnă prostie. Cuvântul lui Hristos nu este acolo, pentru că Biblia ne învață foarte clar cum să luăm decizii legate de acest aspect. Atunci când Cuvântul lui Hristos locuiește în noi, vom ști cum să ne raportăm în toate aspectele vieții. Ești plin de cuvânt atunci când îl studiez zilnic. Când îți iei jurnalul, de părtășie, și în fiecare zi stai cu Domnul și citești Biblia. Credem că Biblia este scrisă pe cărți și credem că Biblia trebuie citită pe cărți. Sunt unii care cred că Biblia se citește cam așa. Închizi ochii și te gândești la Dumnezeu și faci așa la Biblie și te oprești și citești. Și a pățit-o cineva, se pare. Și a citit despre Iuda care. Iuda a ieșit afară și s-a spânzurat. Și a zis, nu cred că e bine. Doamne, te rog, iartă-mă, dar mai încerc o dată. Du-te și fă și tu la fel. Oh, Doamne, mai încerc o dată. Tot ce ai hotărât, ta, fără repede. Asta merită cei care citesc Biblia în acest fel. Ăsta nu este un mod în care Cuvântul lui Dumnezeu locuiește din belșug în noi. Clar, nu. Biblia este scrisă pe cărți, pe specii literare ale literaturii. Biblia este scrisă în nuanțe, în stiluri diferite, în contexte diferite și credinciosul trebuie să fie un om care citește. Mulțumesc! Slavă Domnului pentru un amin la asta! Ești un om al cuvântului atunci când citești și studiezi Biblia zilnic. Ești un om al cuvântului atunci când, în conversațiile de zi cu zi, faci referire la ce spune Biblia. Îmi plac oamenii aceia, care nu într-un mod forțat, cu limbaj de lemn, spun ce spune Dumnezeu, chiar dacă eu vorbesc despre faptul că afară este cald, ei îmi citează un psalm. Nu mă interesează asta. Dar apreciez foarte mult părtășia cu voi atunci când discutăm lucrurile vieții și veniți cu perspectiva lui Dumnezeu. Cuvântul spune asta. Și cred că, raportat la problema pe care tu o ai acum, cuvântul are un răspuns. Iată care este acela. Atunci când cineva vine la tine pentru un sfat, pentru ajutor, ești un om al cuvântului când sfatul tău e zvorât din cuvânt. Doamne, ajută-ne la asta! Este normal cuvântul atunci când cei din anturajul tău știu că tu iubești cuvântul. Știu că tu ai acest obicei frumos de a citi în fiecare zi, de a-ți nota versete și de a le spune altora că te rogi pentru ei cu cuvântul. Nu este o încurajare mai mare pentru mine decât să primesc încurajări din partea fraților, din partea bisericii, prin cuvântul lui Dumnezeu. Uite, m-am rugat și acesta este un cuvânt care cred că Dumnezeu îl are pentru tine. Ce frumoasă încurajare să primești un astfel de mesaj, o astfel de încurajare printr-un verset din Scriptură. Ești un om al cuvântului, ești plin de cuvânt atunci când urmărești în mod intenționat ca cei din jurul tău să fie transformați de cuvânt. Noi venim în biserică și la început suntem niște oameni bruți, cu mentalități lumești, cu tipare eșuate. Plin de filozofia lumii acesteia, plin de date, de tradiții. Însă, în biserică, omul trebuie să-și schimbe mintea și noi trebuie să veghem unii asupra altora, astfel încât Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în noi. Sfătuiți-vă și îndemnați-vă! Îndemnați-vă, comportă și câteva conotații negative, mustrați-vă! Și aici, poate, din nou, o să mă iau la trântă cu ideologia asta pozitivistă a vieții. Și chiar extrema care spune că nu trebuie să folosești cuvântul nu atunci când corectezi pe cineva, și răspunsul meu este: Am citit Biblia, cred că Dumnezeu este mai înțelept decât toți înțelepții și în cele 10 porunci întâlnesc foarte des cuvântul nu. Și dacă Dumnezeu când mă corectează folosește nu, o să-l folosesc și eu cu tine. Nu face asta. Nu e bine să faci acest lucru. Sfătuiți-vă, îndemnați-vă unii pe alții, protejați-vă, spuneți ce nu trebuie să facă cineva la care țineți. Și cuvântul cum să locuiască? Prin psalmi? Probabil că Pavel face referire aici la psaltire, la psalmi pe care avem și noi. Psalmii au reprezentat cântările bisericii primare și biserica noastră cântă psalmi, la tine, Doamne, minalt, Sufletul și așa mai departe, prin imnuri sau cântări de laudă. Cântările de laudă. Și pare că o cântare pe care biserica o cânta este tocmai colo capitolul 1, de la 15 până la 20. Uitați cum sună o cântare. Dacă aveți bine, vă rog să urmăriți. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie stăpâniri, fie dregătorii, fie domni. toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Aceasta era o cântare. Cum ar suna să cântăm versetele astea? De asta în biserică protejăm teologia cântărilor. Pentru că, printre altele, cântarea are, are, are acest rol didactic. Cântarea ne înfață. Mai ales în acele perioade când oamenii nu aveau acces la educație prea mult, se învăța prin muzică și rețineai mai ușor versurile ca și astăzi, prin muzică. Psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești, pot fi experiențe ale noastre, pot fi cântări spontane și toate acestea trebuie să susțină cuvântul. Plinătatea Cuvântului, Cuvântului Hristos să locuiască din belșug în voi. Amin? Amin. Cuvântului Hristos să-și facă casă în mintea ta. Mintea să-ți fie îmbibată de Cuvântul lui Dumnezeu. Gândirea ta să semene cu gândirea lui Dumnezeu, pentru că tu ești un student al Bibliei și nu al social media sau al televizorului sau al altor cărți. Cuvântul lui Hristos să locuiască în noi. Doamne, ajută în la asta. Pe drumul, de, Emausului sunt doi ucenici de busolați care merg fiecare văzându-și de treabă. Și, și, știți acel moment când Hristos în le se alătură și spune acolo Luca că li s-a deschis, le deschis mintea. Și prin întrebări, Iisus în îi conduce pe acest ucenici, pe acești ucenici la revelația că El Hristos înviat este în mijlocul lor, gândirea este ceva spiritual. Versetul 17. Tot ce faceți cu vorba sau cu fapta, să faceți cum în numele Domnului Isus. Pavel concluzionează această bucată de epistolă spunând dacă ați înviat cu Hristos, gândiți-vă lucrurile de sus, dezbrăcați-vă de omul cel vechi, de curvie, de idolatrie, de vrăjmășie, îmbrăcați-vă cu omul cel nou, protejați-vă în biserică și concluzie, tot ce faceți, tot ce am spus sau n-am spus, tot ce spuneți, tot ce faceți, să faceți în numele Domnului Isus. Este Isus glorificat prin ceea ce spun? În numele cuiva înseamnă pentru onoarea Lui, când te duci într-un spațiu pe care nu-l cunoști și te duci cu recomandarea cuiva, spui, am venit în numele acelei persoane și trebuie să îl respecti, să onorezi recomandarea pe care ai primit-o. Noi suntem pe pământ în numele Domnului Isus și tot ce spunem și tot ce facem trebuie să facem în numele Domnului Isus Hristos. Fie că mâncăm, fie că bem, fie că facem altceva, să facem totul spre slava lui Dumnezeu. Mica 4,5 spune că toate popoarele umblă după numele Dumnezeului lor, dar noi umblăm după numele Dumnezeului nostru pentru totdeauna și în veci de veci. Amin. Și a treia oară Pavel spune și mulțumiți. Fiți mulțumitori lui Dumnezeu Tatăl. Pentru că mulțumirea este cea mai înaltă formă a gândirii. Însă, gratitudinea e fericire dublată de uimire. Mi-a plăcut foarte mult acest citat al lui Chesterton. Trebuie să avem această atitudine, în timp ce pacea lui Hristos locuiește în noi, cuvântul iese din belșug în noi și tot ce facem are ca finalitate lauda numelui lui Dumnezeu, trebuie să avem această atitudine a recunoștinței, a mulțumirii. Cum stai cu pacea? Ar vrea să spun că dacă Isus nu este Domnul tău și nu îl recunoști ca fiind suprem peste toate lucrurile vieții tale, Biblia spune că tu ești dușmanul lui Dumnezeu și te chem astăzi să te împaci. Pentru că Isus ne-a împăcat prin trupul lui de moarte, prin sângele crucii lui, ca să ne facă să fim sfinți. Dar cum sunt relațiile dintre tine și partenerul de viață cum arată cuibul tău de viespi. Cum te înțelegi cu cei apropiați Câte relații stricate ai? Pacea lui Hristos să fie arbitru. Cuvântul. Cuvântul trebuie să își aibă casă în mintea ta. Cuvântul trebuie să-ți dicteze tiparele de gândire. Și ca să ajungi la asta, nu trebuie să vii doar duminica și doar miercuri la biserică, ci trebuie să ai un stil de viață care să fie penetrat de cuvânt, de autoritatea aceasta spirituală, de valorile acestea care sunt eterne. Cuvântul din belșug. Și în al treilea rând, totul pentru numele Lui Iisus. Nu e vorba despre noi în biserică. Vremurile pe care le trăim sunt vremuri tulburi și nu știm ce va fi. Nu știm care sunt învățăturile care vor da năvala peste mințile noastre, dar știm că Isus Hristos ne-a născut din nou la o de vie și știm că Isus Hristos ne-a pus în trupul lui, care este Biserica, și Biserica este arca aceasta care ne poartă deasupra valurilor timpurilor. Așa cum pentru noi arca a fost salvatoare, pentru noi Biserica este corabia lui Hristos, care ne ține mai sus de erorile vieții pe care le experimentăm. Biserica trebuie să fie locul în care tu îți găsești. găsești refugiu. Fă tot ce faci ca biserica să fie tare. Fă tot ce poți ca biserica să fie unită, un singur trup. Pacea lui Hristos să stăpânească în biserică. Umpleți mintea de cuvânt. Schimbă-ți tiparele. Schimbă felul în care vezi relațiile, romantismul. Schimbă felul de vorbire, vestimentația, Schimbă totul. Dar nu schimba de capul tău, ci lasă-te schimbat. În timp ce citești Biblia, vei observa că, fără efort, se schimbă modul tău de a fi. Vei vedea viața altfel. Vei vedea oamenii într-un mod diferit. Vei percepe realitatea altfel. Pentru că Biblia este cuvântul care ne transformă. Toată Scriptura este insuflată, este respirația lui Dumnezeu și este de folos vieții tale pentru orice sezon în care te găsești, cuvântul să locuiască din brășugă noi. Și tot ce faci, succesul carierei tale, cuvintele tale, tot ce faci să fie pentru lauda numelui lui Iisus Hristos. Și nu uita că săptămâna asta trebuie să trimiți multe mesaje de mulțumire. În primul rând, trimite spre cer multe mesaje. Mulțumește Lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut. Și trimite tuturor credincioșilor. Astăzi, chiar dacă e cald, mai rămânem în foaier și aici, unde e răcoare. Și suntem recunoscători